Așa. Bună ziua, domnul Cristinel. Bine v-am găsit. Bine te-am găsit. Așa. Bine v-am găsit și eu. El tot vrea să pună buticul jos, că... obișnuit cu pășunea, Cristinel. Așa. Domnul Dorel, mă bucur că te-am găsit sănătosul aici la tine la fermă. Aici cu frumoasa ta fetiță, Mădă. Și mă bucur că ai venit pe la noi, domnul Cristinel, și vreau să salut toți crescătorii din țară de cai. Așa. Mădă, mai ții tu minte câți ani aveai tu când am făcut noi primul film cu tine? Nu. Domnul Dorel, oare știi, așa-i? Cât avea vreo? 4? 5? 3-4 ani. 3? Da. Așa. Mădă, câți ani ai acum? Am plinesc 11. Și ce te-ai gândit să faci de ziua ta? Nu știu. Unde vrei să faci cheful? La cai. Unde la cai? La cai vreau să fac la cai. Mădă, cu măgărușii cum stai? Mai ai? Nu. Ai rămas numai cu cai mari? Da. Ha? Da. Câini? Câini? Da. Ce câini ai? Malina. Așa? Ocazian. Da. Cum mai e iepura... are. E iepuraș? Nu. Nu mai ai? Ha? Nu. Ce planuri ai? Așa. Spune că... tu ce vrei să spun. Să-mi iau un cal de călărie. Cal de călărie? Nu. Da, mă, tati, eu am avut cai de călărie, mă, ce ai făcut cu ei? Cristina, atunci, un cal de călărie. Atunci erau de dat, așa, aia. Nu erai tu cu gândul la călărie. Nu, era aia prea mică. Cristina, da. Ne trebuie un cal de călărie, da, foarte cu minte, care niciodată, când mădărina mea era la el, să nu ciulească orechi. Am avut și l-am vândut. Pentru că era un cal care te cuplă o mânță. Nu, no, câinii de mădărină, ai văzut? Aha, fain câini. Ia, mă! Hai, las mă! Bun câini aveți! Soparte, câini! Uite, că se filmează și pe acolo, dar are soparte, câini! Aici, aici, domnul Dorel, aici nu pot veni lupii la cai. Hm? Ce zici? Aici nu pot veni lupii la cai, eram să zic la oi. Păi, cu cățăi cu tătii sunt 15, domnul Cristina. Aici e numai 15. Aha. Deci, și domnul Dorel, sunteți în căutare de cal de călărie? Da, ne trebuie un cal de sport foarte, foarte cunut. Ce culoare să aibă? Să nu fie alb, domnul Cristina. Așa? Dar de ce? Ce înseamnă asta cu albul? Păi, de câte ori să pune jos calul, trebuie să faci curat, să-l speli, să-l... Dacă stă în mizerie mai de multe ori, îi se gălbenește părul, nu ne trebuia nici cum. Am înțeles. Așa, și... Știi că este și un proverb, n-aș vrea să supăr pe nimeni, domnul Cristinel. Omul cu calul bălan, ori popor țigan, de-aia nu vreau să supăr pe nimeni, doar am zis așa o... Nu, lasă că toți prietenii noștri sunt mare parte de etnie romă. Nu, avem de-aia și... ți-s practic, noi n-am cum, avem și prieteni... Avem și prieteni... Nu vreau să supăr pe nimeni, doar am zis așa și eu, sub formă de glumă. Așa. Deci nu ne trebuie nouă cal alb nici cum. Bun, și cam ce era asta? Nu prea iubim noi cai suri, domnul Cristinel. Mie îmi plac cai. Deși la un moment dat în viață au o valoare mare cai suri, dar... Cea mai mare? Nu. Ce am vrut să zic, domnul Dorel? Cât de înalt să fie calul? Da, pe amul cât să fie, până într-unul 65-70, să se poată și urca pitica pe el. Care vrea să se urce și mai căsa, nu numai, știți? Am mai le-a cumpărat unul, domnul Cristinel, dar... Uneori tăciulește, mie nu mi-a plăcut că calul care tăciulește tot timpul te amenință. E deci, predispus la atacuri. Probabil că nu te lovește, dar odată în viață ți-o dă, înțelegi, că nu ești atent și nu vreau eu. Oricare te poate lovi, dar nu vreau eu să se întâmple chestia. Deci ca să nu... Da. Să nu riscăm, cum se zice. Mă, da, apropie-te de, apropie de cal. Ia, fă o tură. Așa. Hai, mă, dă să te văd. Mamă, Cristian, tăi, mi-au făcut ăștia tot felul de povești. Așa. Nu știu cum e calul, că calul meu nu arată ca înainte. Eu sunt aici un Radio Vision și vreau să le arată că calul meu chiar arată bine. Calul arată foarte bine. Hai, mă, dă înapoi, dragă. Calul arată foarte bine, e foarte frumos. Și un cal și foarte cu minte. Da. Anul ăsta trebuie să aibă, dacă Dumnezeu ne ține, peste 120 de mânci, Cristinel. Deci cu iepe ecografiate și... 144 de iepe am mutat anul trecut. Acolo, mă, dă, acolo. Nu lăsa să pască, mă. Nu lăsa să pască, dragă. Așa?
oricum are foarte, foarte mult iad. Domnul Dorel, stai în josul lui, te rog. Mult. Mai în josul lui stai, chiar lângă el jos, așa. Și multe care deja au fătat Cristinel de la el. Mă dă, place de armăsarul vostru? Da. Câți armăsari aveți acum? 4. Așa, care ți-i? Vorbește mai tare cu... 4. Da, nu, eu am aud ca... O aud la un moment dat când ai zis, da, prima dată eram să mă speriu, dragă. Eu te aud bine. Aici, pe care îl prezint? Pe brigant. Pe brigant? Ha? Da. Fii atent ce ochi frumoși are. Uite ce mustețe are, domnul Cristian. Aha. Acum, anii de câteva zile am... Așa, așa. Da, da. Acum de câteva zile am văzut un armăsar de contoa cu mustăț așa. În general, cai de rasă pură fac mustăț. Așa. Am văzut la ardenez. Da. Contoa nu am văzut, să fiu sincer. Am văzut eu. Și am văzut cele mai mari mustețe la tincări. La tincări, da. Da. Domnul Dorel, aici noi avem de față un ardenez. Original. 100% original. Așa? Nu, cu acte de origine? Lui ardenez și născut nu știu unde. Are acte de origine, calul din Franța. Așa? Putem să aducem, dacă e cazul, și pașaportul, să-l verifice băieții pe stuburi. Așa? Nu, aici nu există poveste. Deci 100% ardenez calul. Arată foarte bine. Și un cal foarte cu minte, sunt foarte mulțumit de el la montă și am avut deja anul ăsta, am iat pe gestanție cu el. Mă, de cum ești tu... În ce relație ești tu cu el? Cum te înțelegi cu el? Suntem prieteni. Sunteți prieteni buni sau? Ha? Da. Ce îți zice așa câteodată el ție? Vorbește cu tine. Ha? Că eu știu că copiii înțeleg ca ei. Ce zice el așa când te duci către el? Fericit. E fericit? Da. No, bun, vezi că dacă zice chestia aia, tu l-ai înțeles cu totul. Tu cum ești așa, ești fericit, da? Când ești între cai? Da. Ha? Da. Maxim? Da. Aia da. Hai să te vedem cum faci mișcare încolo. Du-te în jos acum. Așa, în jos către stână. Domnul Dorel, de aici vedem foarte bine și Floreștiul. Un oraș frumos. S-a dezvoltat. Este un foarte mare. S-a dezvoltat foarte puternic. În câțiva ani o să meargă încolo. Du-te, mă, dă-mă, pe din jos cu el. A, așa, o să meargă încolo către pădure. Cineva zicea că nu, dar eu zic că da. Unde zici că merge? O să meargă orașul către pădure. O să intre în pădure orașul nostru. Îți dai seama. Corect? Nu mai există loc de construcții. Așa ai? Și cerere este, ofertă la fel? Da. Așa. Mă, da, ai vrut să mai adaugi ceva interesant? Mm. Ai fost astăzi la școală? Nu. În ce bancă stai tu? În față sau în spate? În ultima. Așa mi-a plăcut și mie să stau în ultima. Știi de ce? Că puteam să mă joc în bancă, să desenez, să vorbesc cu colegii. Știi? La un moment dat aveam profesor foarte bun, cum se cade el tare, de geografie și nu, cum mai vorbeam noi în bancă. Stați așa să gâte ăștia din spate de vorbit. Înțelegi? Nu. Faci și tu așa? Ha? Nu. Nu vorbește, mă, dacă n-are voie să facă prostii la oră, că o ceartă mai căsa dacă află cumva. Vă lasă cu telefoanele? Nu. Ce se întâmplă cu telefoanele? Vi le pune pe catedră? Ni le ia. Acolo, la catedră, vi le ia? Nu. Ha? Ni le ia. Este să sune în oră? Sau vi le pune pe silențios? Trebuie neapărat pe silențios. Ha? Trebuie neapărat pe silențios. Cum te simți fără telefon? Bine. Eu niciodată nu te-am văzut pe tine cu telefon. Ha? Să mă joacă și ea ca toți copiii, domnule. A, dar te joci așa un pic și ai câte o jumătate de oră, Sara? Sau? Da, astăzi din cauza aia am întârziat, domnul Cristinel. De ce? De ce? Ce joc te joci pe telefon? Nu și-am pierdut nimic, astăzi mă dă vină, a fost la pașaport, și-am făcut pașaport, domnul Cristinel. S-ai făcut pașaport? Și noi trebuia să ne întâlnim cu tine la 10 și aveai programare tău la 10. Aha. Și, mă, de unde, ce țară vrei să pleci dacă ți-ai făcut pașaport? În Grecia, cu clasa. Cu clasa? Ai, ce fain o să fie. Câți colegi sunteți în clasă? Vreo 20. 30 sunt. 30? Băieți câți sunt? 20. 10 fete? Da. Și apoi nu vă necășeți băieții? Ha? Nu-i băgăm în seamă. Nu-i băgați în seamă? Mai faceți lupte greco-romane? Ha? Nu. Nu dați cu piciorul? Ha? Da. Nu? Nu faceți, că e cu minte. Na. Deci înseamnă că e viață bună la școală, ha?
Am mai du-te cu calul până hai să, jos. Hai să te vedem. Jos, hai de înapoi pe sus. Hai. Domnul Dorel, ce putem să observăm că mă dă, duce calul de ață, de căpăstru simplu, fără zăbăluță, fără pus în gură. Domnul, am făcut un filmuleț și la atât, la așa. Gileu. Eu nu pot să țin cai care se bat. Pentru că și astăzi ți-am chemat să mergem, să montăm 4 iepe, între timp a mai apărut unul, acum sunt 5. Am înțeles. După ce găt cutie, eu trebuie să mă duc să tătii schimb, să-i pun unul lângă altul. Cristine, eu dacă fac așa ceva și ăștia să bat, eu ce mă fac? Dar nu, nu să bat, eu i-am văzut acolo la Gilău. Domnul Dorel. Du-te mai în... Așa. Domnul Dorel, să stai în josul calului și tu, te rog. Că dacă nu stai în josul lui, te face înalt de 2 metri. Trebuie să vedem înălțimea reală. Așa. Oricum, e înalt, calul a rămas păi, 60. De-aia zic, e înalt, dar noi acum aici suntem pe pantă. Deci să se înțeleagă, suntem pe cât? 10 grade? Sau cât? Nu știu. La vale. Ba, 10 grade ca ceasul. Asta ați vrut să punctați, domnul Dorel? Că nu se bat caii. Nu se bat, domnul Cristian. Nu pot să... Eu nu-mi permit așa ceva să țin cai care se bat. Dacă chiar nu pot să mă înțeleg nici cum cu el și chiar nu ăsta, eu îl vând. Nu. Și nu-i faza că caii sunt răi, dar poate că nu se suportă între... Poate să fie, de exemplu, unul din cai să nu se suporte cu unul din cai. Am avut anul trecut. Dar după ce l-ai schimbat și pui alt armăsar lângă el, nu are bai. Nicio problemă, nicio problemă. E vorba de chestie de individ, așa-i? Cu corbul am avut anul trecut probleme. Cu corbul ăla negru de la... Domnul Costi Motica, pe care vreau să-l salut. Costi ce are acum? Costi are și acum un cal bun, un armăsar negru are Costi. Îl salutăm pe Costi. Mi-a plăcut calul din Montădor. Îl salutăm pe Costi. Domnul Dorel. Și el poate să dea un telefon. Bă, Cristi, hai pe la mine, că nu-i bai. Știi ce zic, nu? Am înțeles. No. Să-i faci un film. Păi, deci el poate să ăsta, că eu sunt prieten cu el. Și îl apreciez și fii atent, îl apreciez pentru curajul pe care l-a avut el de l-a achiziționat atunci pe corbul. Că da, l-a achiziționat cu foarte mari, mulți bani. Da. Mă înțelegeți? Dar el o și demonstrat. Că e băiat serios, s-a dus la munte. Da, pe multe costuri. O montat bai, toată Cristinus, stima pentru el. Asta contează, domnul Cristinel. Și trebuie să știi, omții, deja vrei tu să pari un montator dacă n-ai un pic de habar de reproducție. Că ăștia sunt montatori acum cu ecograful lângă el. Dar de nu-i apare ecograful la momentul potrivit, rămâne ea pe goală. Cum era pe timpul domnul Dorel când era la montă? Eu n-am avut așa ceva, domnul Cristinel. Aici ne-a să mă audă toți doctorii din țară, care vreau să mă testeze, da. Pot să mă testeze. Domnul Dorel, cum vreau îmi aduc aminte la început că am fost cu tine la... Am fost într-o călătorie cu montele și vreau mă să zic că... Pe multe. Băi, omule, de dimineață până noaptea, nici nu mai țin minte, 2 sau 3, la cât am ajuns atunci? Nu mai țin minte ora, dar a zis așa, bă, cu ce am greșit eu față de Dumnezeu să ăsta? Păi trebuie să... Nu? Păi nu, dar domnul Cristian, la oameni, și la oameni trebuie să-mi iei, dacă nu mi la oameni, eu nu pot să zic la un om că ajung la ora 10 dimineața, că poate ajung la ora 12. Să-i zic că ajung la ora 10 sau ajung la ora 12 noaptea, dar eu mă duc, Cristinel. Nu există așa ceva. Domnul Dorel. Ia pe 3 montată. Ții minte că eram cu tine cu mașina și era o mașină mare cu butelii. Cu ce eu, era? Era cu butelii și una a fumega. Da. Și am zis, Dorele, dă-i repede pe lângă asta că nu pușcă buteliile. Am mai fățut domnul Cristinel cu butelia. Mai de multe ori cu butelia, mai multe am făcut. Adică. Odată am tăiat un porc cum cunoaiam eu și a zărit furtunul din... Butelie? Nu, el arzător și focul direct pe ăsta, așa făcea. Pe om? Pe om? Noi pârneam băcul și a sărit furtunul. Așa. Și directul la foc. Și numai ce ne-l-a făcut pe ăsta focul, tot eu ar spune. Eu am fugit, domnul Cristine. Odată, eu în loc să strâng butelia, am dat la foc, m-a spurea, domnul Cristine. Odată am băgat butelie în apă și butelie la mijloc are o sudură. Și ca punac ieșea bulbuce din apă. Aoleo, e baia. Butelia spartă. Ăla tătă lumea care a spus nu credea. Dar există butelia așa. Și butelia era spartă. No, aia poate ca să-ți facă probleme dacă ești neatent. Păi zice că e verificată, nu știu cum, dar avea un por foarte mic. Nu. N-avea. E vorba de butelie, fugi grozav. Dar cum? Păi când am văzut atunci că no, fumega... Aici mai jos o stână, domnul Cristian, și-a fost 3 butelii în ea. Păi, bombe,
O sări butilia pântână? Ei, doamne, fie, n-are rost. Am înțeles. Așa, domnul Dorel, acum cu pățânile, cu buteliile. Mai prezentăm ceva aici sus pe deal? Da, mai ducem către Armăsar, domnul Cristian. Aha, deci de-abia am început treaba. Da, de-abia bun. Am început treaba. Mă, dar să te vedem. O mai duci odată așa și îl ducem la sus? Sau terminăm în jos cu el și aducem următorul, bun? Du-te în jos, te rog. Așa, domnul Dorel. Aici prezentarea celui de-al doilea armăsar. Da, e un armăsar tot belgian, trepart, de pe Olanda. Da. E un mâns care anul ăsta face 4 ani. Da. E mânzul de la domnul Silviu Comanere. Da. Când l-ați achiziționat? De anul trecut la mine, îl cunosc majoritatea, că e un cal care trage grozav. Da. Deci chiar să știe cu trasul bine. De Silviu. Și de vânzare și de muntă. Silviu, el s-o... Ca așa muna a stat așa bine cu armăsar niciodată, domnul Cristinel. Deci, numai elită, da? Am armăsar mult. Dacă cineva îl dorește, și pe bani, și pe combinații, cum vreau ei, nu nicio. Combinațiuri ce înseamnă combinații? Ceasuri de aur? Alți cai la schimb, nu nicio. Dar nu faceți cu ceasuri de aur și din ele, nu? Nu faceți cu ceasuri de aur și cu... Nu fac cu ceasuri de aur, că nu mă știu cu aurul domnului. Bine-ți, biciu. Nu mă știu cu aurul domnului Cristian. Nu mă știu cu aurul. Dar păi mi-a ales frumos la bijuterie. Dacă trebuie ce ție de animale, tot. Am cu aurul, nu mă chiar știu, dar pe dacă nu dăm un telefon și învățăm. Mă mai mișc ochii. Da. Spectacol faci, așa tu vrei. Da. Îl văd foarte frumos. Domnul Dorel, dar să ții atâția de mult câini, trebuie să stai. O scăpa ceva aici? O scăpa ceva? Bine ala, ți-ar văsat toată liber. N-are nimic, ala să-i să vină. Pe fac un țep de fugă, nu mai putem prinde. Oare? Asta n-a fost de vreo săptămână și ceva afară. Da, uite aici, mădă, e o fată curajoasă. Bravo, mădă! Nu, domnul Dorel. Mamă, Dorina, ce faci? Dar poți să reuși de-al drumul, Cristina, că nu-i... Dă-i piciul la mine, dacă te plec. În caz de... Domnul Dorel. Aici să văd cai liniștiți. Nu știau că eu să faci acum, domnul Cristian. Zic că cai să văd liniștiți, că dacă era de pericol, era bai, de la bun început. Așa. Cum eu la fugă, tu spui ce n-aia. Cum îl cheamă pe armăsarul de față? Cristian, făceare. Dus, și dus-o fost, așa e? Bun, nu-i bai. No, așa, domnul Dorel. Filmează, mă, că nu mă filme mai vezi de la. Domnul Dorel, nu e niciun bai, că te duci imediat și îl prinzi pe următorul, da? Te așteptăm. Nu poți să pui cadrul cu ea. Ba pot, cum să nu? Corina, nenea,
Misiune îndeplinită, așa e, domnul Dorel. Ce zici, Cristian? L-ați prins, fain. N-am înțeles. Zic că l-ați prins, fain, caii sunt cu minți. Am prins, n-am descolat ăla fără. Nu sunt crocodili, că dacă erau crocodili era bai? Că trebuia să fie atent. Mânzuțul ăsta cu alb pe picioare, care e faza cu el? Hai, spune la domnul Cristinel care e faza cu el, că e foarte important să știi care e faza. Asta e mânzul da. Meu, pe care vreau să-l mânz. Da? Vrei să pui la sosetă ceva bănuți? Ha? Vreau să-l mânz. Am înțeles, să-ți iei calul sport după aia? Ha? Da. Am înțeles. Mânzul de vânzare, Cristinele, alimă de lima. Am înțeles. Are și apă, Cristinele. Are apă? Acolo între am iepe? Am mânzului, cum? Domnul Dorel, ne ducem înapoi acolo la prezentare? Câte luni are acum mânzul tău? 8 luni? Ha? 7? Cam așa. Prin august face un an. Aha. Ce-ți place la, la mânzul tău? Că-i aha. Fratinul Silviu da? Mai pușea cu biciul la urechiul ăsta. No bine, dar ei nu bat caii. Că la ei trebuie să meargă caii fără. Deci trebuie să meargă din voință. Dacă nu-ți meri din voință, n-ai ce face cu el. Bine zic, domnul Dorel. Așa e, nu? Că ei-s meseriași de așa ceva. Nu mă cucu, am avut cai care au tras bine. Dar eu nu prea am remedie, domnul Cristinel. Silviul îi place foarte mult. E viața lui. Ai, e sânge treaba asta, exact. Bun. Domnul Dorel, mai prezentăm ceva? Da, da. Mă duc pe locație acolo, bun? Vă aștept acolo. Și pe ăsta mai duc acolo sau nu? Nu, se poate duce înapoi. Bun. Bună prezentare și a lui. Cum îl cheamă pe el? Nu știu. Ha? Nu știu. Silviu? Nu. Nu se... Are... Cristinel. Mătălina, vezi că sunt pe Bucureștia. Chisa, ține-i aici, ține-i el. Mă duc, stai că nu cumva să facă ceva. Mă duc. Ține-i tu că le-ai cotiu, tu n-ai fi. Când o tragi odată în gură, așa, mă dă. Ieri ai fost la școală? Da. Ce ați avut de făcut la școală? Am avut istorie, matematică. La ce școală ești? La asta de sus sau de jos? La liceu teoretic, Dumitru. Ăla de sus, da? Îți place acolo? Da. Mulți copii pe afară, când se fac joc. O grămadă. A? Domnul Cristine. Singură te duci la școală. Cristine, ce nume fain are și eu n-aș știu cum îl cheamă. Marc îl cheamă, domnul Cristine. Cum îl cheamă? Marc. Marc van... Da. Hans Energy, nu știu cum, da. Van, așa li se celătesc ca aici, ne din 14... 2020? Da. Anul ăsta, 14... face 4 ani, da. Are o genetică foarte bună, dacă pe cineva îl interesează, poate fi ca la lui. Bun atunci, domnul Dorel, te aștept atunci să vii. Dă un cadru aici să-i vadă cineva pe degriu, că poate pe cineva chiar îl interesează, că noi n-avem nimic de ascuns, domnul Cristinel. Bun.
Așa. Domnul Dorel. Mai bine să-i dăm drumul decât să ne rupă degetele, bine zic. Că oricât de puternice ți-ți degetele, calul e mai puternic. Trebuie să știi foarte bine să știi caracterul calului și decât să fugi în spatele lui cu ața în mână, mai bine dai drumul, corect? Vreau să zic că am făcut la niște băieți un film și băiatul nu mai putut să țină apa, dar o ținut-o un pic de timp și i-a dat drumul și după aia fugea pe lângă cal, ca și calul. Băi, eu când l-am văzut pe băiatul ăla ce sprint are, a rămas șocat. Da, mă, că dacă se torce cumva și zvârle sau se joacă, lovește pe băiat. Da, cum? Se poate așa, corect? Se poate, orice se poate. Tot timpul trebuie să ia atitudine și să sta. Să deții controlul, că altfel e bai. Cristian, acum să zic și ce avem aici? Da. Pot să zic eu? Ce? Pot să zic eu? Da. Are părul pe picioare ca și tatălui, aproape, la vârsta asta? Bine zic? Da. Ha? Da, da. Poziția lui, să vede un cal frumos, cu minte, butucănos, dar deschis în față, deschis în spate. Nu e deschis numai pe față și în spate să fie strâns. Bine zic? Da, da. Că calul trebuie să fie frumos, proporționat. Gât, gât, asta e un mânz din Bruno. Gât scurt, cap mic. E un mânz din Bruno. Deci, care l-am avut pe ultima 100 de metri. Da. Când toată lumea credea că eu am pierdut totul. Așa. Spre surprinderea lor n-am pierdut. Mânzul are un an și 10 luni. Da. E foarte imens la vârsta lui. Arată foarte bine, dar... Contează de la 9 luni, o să mă critique toți. Asta e. Da, dar nu a fost dus. A fost dus la montat. Nu, am montat aici. Nici a, o ia pe două. Păi da, acum... Anul ăsta îl băgăm în muntă, are nimică, montează, are deja și apă gestantă. Da. Prima dată anul trecut de muntat nu mi-a venit să cred. Mm-hmm. Și sper să iasă ceva foarte, foarte greu pe viitor. Arată bine, e foarte... Din apa de la domnul Bexa pe care salutăm. Din care apa? Din apa e foarte grea. Da. O am și acum, dar apa e defectă la un picior, o țin doar pentru mânci. S-a lovit? Au avut alte probleme, nu s-a lovit. Mm-hmm. Și... E o apă, o să zic, reformă, ca să zic așa. E o apă mai... Are probleme, nu e ce trebuie. Lasă că unde stau 40 de cai... Dar în schimb, uite ce mâns mi-a făcut. Da. Și am impresia că o să iasă foarte, foarte greu. Mult mai greu decât Brigante. Mult mai greu? Mult mai greu decât Brigante. Mm-hmm. Mult mai greu decât Brigante. Se vede. Montează fix ca tata s-o dumneavoastră Cristina. Mm-hmm. Când au ajuns lângă ea, pus și rezolvată. Am nu înțeles. Pe gânduri, nu nimic. Încă se vede puful pe el? Păi a fost de afară ca mie, să afară Cristina. Nu-i vedeam, nu a fost nici o zângraș ca ăștia. Și cum, e o locuri nasul nu, așa-i? La aia cu genasul care stau în graș, domnul Cristina. Răs, din aia ținuți în puf, ăștia n-au nicio treabă. Mm-hmm. Ăștia azi noapte e plouat, am un... E suscat? Am înțeleg, știi, domnul Cristina, că ea ne-a fost ploaie și nu stă din părul pe ei. Dar n-a avut cear să răpâie. Dacă îmi bate un pic vântul aici, să usuc repede. Să vede că prime și porție. Cum? Zic să vede că cai mănâncă, nu rabdă. Păi au și luțărnă acolo, bălău de luțărnă, au și iarbă, mai le dau și ce vreau ei mănâncă, de fapt, da? Asta e sănătate curată, domnul. Să stea afară. Nu au mâncărim, cai, n-au nimic. Cristina nu se știe foarte bine și la tâlagilor, nu prea știa rumbla. Am o mai învățat. Nu știu ce-ar face, de-aș vrea să și fug. Uite, Cristina, că în viață înveți de tot. E să fugi? Domnule, când e cel mai bine să fugi? Cum? Când e cel mai sănătos să fugi? Când e cel mai sănătos să fugi? A. Domnul Cristina, la alții spun că capezi de bătaie, dar eu nu fug, că s-a dracului. Am înțeles. Așa zic ăștia că fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, nu? Am înțeles. Eu nu prea prefer de un Cristian să fug. Dar noi suntem și oameni liniștiți, n-avem bai. Așa, deci ce nume are el acum?
Bruno Junior. Așa. Deci aici Bruno Junior. Ăla-i tati. Ce-mi place când e. Aia ce-mi place când e. Am curățat și șorpt unghiile înapoi. Aici pe nu știu care a fost mecheria. A? Flagilor, am curățat și am realizat. Cu cine colaborezi, domnul Dorel, cu curățitul și cu potcolii? Eu cu Luci, foarte bun prieten. Cu Luci, cu Lucian nostru de la Lona, da, vecine aici cu noi. Băiat bun. Când am nevoie, întotdeauna mă servește, n-am nicio treabă. Foarte, foarte bun. Mm. Dar nu mă curez, nu-i și potcolești, așa cu... Eu de obicei nu-i prea potcolești, domnul Cristel, că... La tras nu-i pui? Nu-i pui la tras și dacă sare pe apă și o montează și își dă piciorul peste apă cumva. Așa o zgârie în spate. Și o trage cu colțul la potcovă și taie o iapa la om, nu-i corect. Da, da. Eu cât pot nu-i potcovesc. Acum că li se rup tare unghiile și chiar necesită să-i bați o potcovă, da, dar altfel nu. Ei dacă stau frumos aici pe iarbă nu au nicio treabă cu, cu chestia asta. Îmi place tare frumos mult mânzul domnul are Dorel. Are și o culoare foarte frumoasă. Are, va fi un ciocolatiu închis după ce dă puful la jos. Domnul Costel l-a văzut? L-a văzut, dar numai la tâl la gilău. Așa fugitiv, așa-i? Așa că l-am cam ținut la naftalină pe ăsta, n-am vrut să scot afară. E, da, domnul Costel era ocupat. Îi dau ideile și ce cai să-și cumpere, să nu-și cumpere, că ăsta n-a din să-și cumpere oricum. Că i-a spus și la prachinul Eli Spartanu că e greu cu chestia. Și ce-o zis? Pe el îl salută. I-a spus că e greu să găsești un muz de ăsta. Aha. E, domnul Cristian. Da, păi să duce-l? Eu am ieșit, de deau 2 ani jumate, 3 ani și el are un an și zi acelui. Să duce Eli pe acolo, până Franța și tot găsește dacă se stresează un pic. E adevărat ce spui tu, domnul Cristian. Dar mama lui, eu ia pe belgeană. Așa. De pe Van de Acări, tată. O linie mai veche. Da. Foarte grea. Tata, eu fost Bruno și eu am făcut metisarea, înțelegi? La Bruno scrie pe pașaport Contoa, ceea ce eu nu cred niciodată. Așa? Îi scrie așa? Nu cred niciodată așa ceva, înțelegi? Și ceva metisare, el, eu bănuiesc, are și Contoa el. Contoa, ardenez și belgean, e foarte greu să găsești un mânz așa greu. Aha. Și uite-te cât e încălțat la picioare și el e așa de tânăr. Uite ce încălțăminte are. Îl văd. E și o culoare care tot am visat eu să am un Cristian, ciocolatiu, în roche cu coma și cu coda albă. Aha. Domnul Dorel, iapa ai cumpărat-o de la... De Sadan. La... De la Bexa. De la Bexa, dar era gestantă cu el, nu era cu mânzul lângă ea, nu? Nu era gestantă. Ai luat-o cu tot cu mânz? Nu, era gestantă și-a putat un mânz negru pe care l-am dat la Sabinu Laru de la Vistița, cred că vine. A, și după aia ai montat iapa la tine acasă. Îl salutăm. Și după ce am montat-o cu Bruno, am mai avut o mânză din Bruno care mi-a lovit o iapă în frunte și a omorât-o. Da. Și pe el și odată mi-a avortat iapa din cauza mea. Am mers foarte departe, aici la mine foarte mari hotarele. Și nu am mai băut apă? Nu. Am pus-o în camion, 4 cai și am coborât pe o pantă mare în jos și o picat jos. Am înțeles. Și acum trebuie să fete iară de la Brian. Am înțeles. Nu cred că mai face iară frate Costa sau și din Brian. Să avem echipă. Da. De... O să vezi tu, Cristina, când filmăm și iepile, că am foarte multe iepi care sunt născute la mine. Deci, sunt făcute după cum m-a dus pe mine capul. Bun. Să-i dau drumul, domnul Cristina. Da. Ce trebuie să facem acum? Să prindem negrul ăla? La negru prinde foarte ușor, adă-mă de lina găleata. Ia să te văd, mă, de cum te descurci tu cu găleata. Adă că păstră la mine, dragul meu. Nu ăla de chiar, nu ăla. Okay. Cam așa ar trebui să fie natura adevărată, domnul. Adică? Cum? Afară, nu, domnul. Afară numai să ai loc. Ce domnul? Zici tu, domnul Cristina, când a arestat 5-6 ani? Ce să zic, îmi place, un cal compact, frumos. Dacă îl ține, este puternic, oricum e puternic. Cam. Asta? Da. Asta.
mă, te-ai stresat, dragă? Nu. Păi? Nu știu. Ok. Ce-ți face surioara? Bine, la grădi. Cum te înțelegi cu ea? Bine. Da-ia cu tine? Bine. Așa, domnul Dorel, aici cel de-al patrulea armăsar. Adărina! Mergi la mașină! Mă, Cristinel, ăsta-i armăsarul meu, Pepino. Da? Adărina i-a pus nume ca în desene animate. Păi nu, eu am auzit că l-ai dat pe Pepino, pe negru. Cine ți-a zis? Am auzit eu, acum de vreo 3 zile. Nu, știi unde am auzit că l-ai dat? Lasă-l azi. L-a lăsat la Cristi de la fil într-o noapte. Și? Că au avut probleme. Domnul doctor Cristi Crecan acolo cu ceva cald bolnav și a trebuit să-l aduc la clinică de urgență. Și atunci l-ai lăsat acolo? Și l-a lăsat acolo. Și acolo am auzit eu că l-ai lăsat, a? Da. Dar ce zici? Domnul Dorel, ce zici cum un zvon dintre ăsta cum îl aud eu rapid? Dar eu așa am... Cristinel, tu de-aia l-auzi că ești un om foarte umblat. Ești foarte umblat, te zoaiești pe drum și de-aia 100 te lupește. Nu dau eu pe Pepino niciodată. Așa. Înțelegi? Când mi-am cumpărat eu prima armăsare, eram mai copil, așa. De la Alba. Și domnul... Urcă-l, dă-te, dă-te mai jos lângă el, te rog. Bărbosul, da? Ștefan Bărbosul, când l-am cumpărat. Era un cal așa, mai simplu. La domnul Ștefan i-a plăcut mult. La domnul Ștefan, hop! N-are nimica. La domnul Ștefan i-a plăcut mult cai grei. Așa. Și când i-a cumpărat calul, au zis că mie, Dorele, ți-ai cumpărat un pelican. Acum știi ce vreau să le spun eu la crescătorii de cai? Că Pepino face mânci, nu pelican. Că tăi mi-au zis că e așa, că e așa. Dar eu pot să-ți fac demonstrații, domnul Cristian. Așa. Ăsta face mânci, nu pelican. Au avut el probleme când... Și atunci când a zis bărbosul că de pelican, ce cal era ăla? Titi, primul meu armăsar. Așa, îl chema Titi. Am avut, l-am cumpărat de la domnul Augustin. Și pe vreau să-l salut de la Brut. Așa. Domnul Augustin, era un cal, atunci noi eram și eu începutul. Era la... Acum câți ani? 20? La sfârșitul lui 2008 era. Aha. Nu prea avea... Aproape, așa. Aproape. Apar. Ce ar trebui să aduc, dar domnul Ștefan știe că ce să înțeleg și 100.000 euro. Bă, Dorele, dacă tot ai avut bani, ce ți-ai dat banii pe un pelican? Mă înțeleg? Toată viața mea ți-l minte. O râs de mine, bă, omule, nu mai știam ce să fac. Când merea la tâi la Câmpeni și mă vedea tăi la stradă după mine. Dorele, tăi pelicanii scumpe și acum. Nu. Ce zici? Hai, dar acum el are, are cai. Domnul Cristian, Ștefan a fost tata meu, pot să spun. Privința cai. Un om foarte cald. La el am învățat toată treaba cu cai grei. El mi-a spus din star că un bărbat înalt cu o femeie înaltă poate să facă un ficior înalt. Și un bărbat înalt cu o femeie mică poate să facă un om potrivit. Dar muierea mică cu bărbat mic, a petă copil mic, a face numai dacă cumva, cumva... O a avut gen în spate. Doamna, nu. Doamna a umblat cu vecini, înțelegi? Aha. Sau vecinul la doamna, dar altfel n-are cu câtă mică este. Am înțeles. Acum, Pepino nu e un cal foarte înalt, are 1,75 m. Da. Dar e un cal foarte gros pe picioare. Uite, domnul Cristian, cât e curat. Da. Uite ce înseamnă să fie cal afară. Uite, domnul Cristian. Da, da, îl văd. Nimic, uite. Cai nu miros, nu miros deloc. Nimic curat. Nici nu trebuie. Domnul Dorel, nici nu trebuie să te bagi să te uiți la un cal neapărat acolo, că îți dai seama numai după cum îl vezi pe picioare. Domnul Cristian, și... grajdui moartea calului. Dar vezi, oamenii noștri mai de mult au fost învățați altfel, cai au fost altfel, acum salță cai, era calii pițal mereu de la, ce știu, de la Lona, din Gilău, peste tot, mereu la târg, la Cluj, unul trop. Ăștia de duce atâta, domnul Cristian, murtă pe drum, nu mai răscapă niciunul. Nu. A fost altceva, lumea a evoluat. Altă lume, altă, da. Treabă. Mașini, tractoare, utilaje. Ai văzut.
No, dar noi iubim caii. Exact. Ne plac. Are culoare bună Pepino. Negru corb. Negru corb. Am și muncă bună, bună din el și de ieri dimineața are domnul. Hop, atât domnul Dorel, atât. Uite. Bandiș. Așa? Are un mânz puternic, de tot am văzut la usură. Ianuș de la șaulară, e în galbenă cu coama albă, mânzută negru. Domnul Ianuș, câți cai are acum blonzi? 3, 4, cât are? Nu mai arată, ți-e cu o dată. O tot dată, așa? Tot am vrut să ne sincronizăm, să ne vedem, dar tot nu ne-am văzut. Dar lasă că merem întotdeauna la mută, domnul Cristian. Văd ce aveți dacă nu te duc la tătie, pleci pe jurul ăsta. Da. Facem. Oricum le cunoște, nu? Că dacă nu le cunoște, nu le cunoște. Da, da, putem face un sejur așa? Cum am făcut noi mai de mult? Da, da. Păi și astăzi, pe chiar, numai că ai zis că ai... Da, trebuie, da, nu mă pot ăsta. Dar o să putem vedea iepele. Și eu zic că o să ne iasă un film foarte, foarte bun, comprimat cu caii tăi. Nu, domnul Cristian, mergem să vedem. La armăsare ăștia mei, 7.000 milioane jumate, 150 de euro. Da. Dacă trebuie să ies din județ afară, trebuie să-mi plătească o motorină, sau dacă mă duc mai de multe ori la el, trebuie să-mi dea bani de motorină, atât. Restul, 7 milioane jumate, e mai mult, atât nu trebuie să plătească motorină. Tot ca anul trecut n-a scumpit nimic, rămâne la prețul ăla, că lumea năcăjită și nu facem diferență, domnul Cristian, între oamenii săraci și oamenii bogați. Așa, dar domnul Durel... Că și ei săraci se bucură de puțin ca alți bogați de mult. Așa, dar oricum, domnul Durel, armăsarii tăi sunt armăsarii lui toți, numai că tu îi ții în custodie și tu ai grijă de ei. N-am înțeles ce ai spus. Armăsarii tăi... S-ar măsarii noștri cum ar fi. Să zicem, eu aș avea iepe. Da. Faza este că tu ai grijă de ei. Și eu, ca și cum exact, ți-aș plăti. Corect, așa e. Da, pe de-aia am încercat și eu să țintă timp o măsar foarte bun, domnul Cristian, că și eu montez iepile și iepile mele, mă înțelegi? Și da. Exact cum ai spus tu, s-ar măsarii noștri, adică... Deci... Să montez și mie și la oamenii la alții. Nu pot să... Eu nu fac diferență, nu, ți-am zis. Oricum, domnul Dorel, paletă de culori. Foarte bună, negru, ciocolatiu, șarg, la alegere, numai chiar frizian și pur sânge englez și pur sânge arab n-aveți. În rest... Mădălina să-și cumpere, că ești dragi, domnul Cristian. Mă dă, ți-a luat un pur sânge englez și apoi să te caut ăștia la montă să le montezi caii grei cu... Ce zici, te bagi? Ha? Am un prachin, un domn profesor care e la clinică, care te zice că aduce un armăsar de la depozitul de la Târgu Mureș. Așa, ce? Sau din alb. Ce rasă? Ce vrea. Ha? Mă, de zi. Ce vrea. Mă, dar știi ce te sfătuiește Cristi? Ce? Să-ți cauți un nonius de la... Uite, domnul Cristi, ce armăsar are. Să-ți cauți un nonius de la frumos negru. Am știe domnul de ce zic eu. Nu mai scoată nimic, am trebuit să-și vândă mânzul ei. Mânzuie din șoimul, domnul Cristinel. Așa, a? Armăsarul ce-a fost anul trecut la mine, un armăsar foarte bun. Da, ăla cu coama mare, știi? Coamele mari, da. E de la domnul Florin la Bologa, calul. Așa. Bun calul, făcut mânz bun calul. Ăsta e mânz din el și din iapa lui Mădălina, care e identică, că el are o iapă tărcată. Aha. Și amul are foarte mare așteptări, domnul Cristinel. Iapa ei se trage din tată. Care e faza? Nu-i suportă pe măgăruș? Nu-i suportă cai pe măgăruș? Nu, bă, Cristine. De-aia am trimis-o pe Mădălina de scăpat, a stat toate măgărițele de muntea ea. Du-te. Pe nu am muntat și tale lui Caraba. Mă, te trebuie că îi face măgar negri. Mula, monta mula. Zic că nu mai faci... Dar pe bun e că ăsta muntează, tot ce-i pui în față. Au fugit măgarițe, spărea grav. Aaa. Pe mama lui nu mai am, domnul Cristian, am pierdut-o. E, pe mama lui Pepiunu? Da. Unde? Mai am, mi-a murit. Am înțeles. Bă, ce probleme, ea atâta e tot ce are Pepiunu. Numai așa un pic de, ca un fel de frunză? Da, păi. Ca o frunzuliță e. Ceva foarte mic. S-a dezvoltat foarte tare. Cât timp are acum? 5 ani are pe 6. Foarte frumos. E original belgian, am adus-o pe Măsa Cosi în 2018, eu din Belgia. A, așa. Și era distantă. Ia pe aia fără coadă, da? Da.
mea, de la mine, cu două scuri. Una neagră și una ciocolatie, ca și el. M-a închis un tipus care mi s-a răstărat. Da. S-o răcute. Domn Dorel, merem sus? De fapt, pe dealul ăla alalt? Da. Unde trebuie să ajungem? Pe acolo, pe unde e ferma aia? Da, un telefon ăla să ne pune Ivan Ilea, cu cai. Acolo unde e ferma aia, sus pe deal? Da. E ferma lui băieții ăștia? Da, drumul ăsta găsim. Da, a lui Ioni? Da. E ferma lui Ioni? Da. Acolo chiar după blocurile alea. Domnul Cristinel, acum am plecat de la Măsari, de la Florești, acolo sunt eu, la Măsari, la Florești. Mai aproape de casă. Mai aproape de casă, da, și un loc și foarte accesibil, că eu tătă zi, atâta noapte plec cu el la munte, una într-una, și acolo e mult mai ușor. Aici am ferma cu iepile, acum merim la iepe, și apoi de-aia nu pot să-i țin aici, că e foarte greu să ajung aici, tot timpul, când vreau eu. Aici, știi tu că noi doi suntem doi oameni care suntem pe drum zi și noapte. Așa. Și trebuie să-ți fie la mână. Da, toate acum treaba. A început deja sezonul de muntă foarte tare. Da. Și foarte repede în primăvara asta. Și trebuie să am tot timpul acces la ei. Și ăstea aici, iepile astea, stau pe-n pășune, se plimbă pe acolo. Și iar mă, sără, ai văzut că sunt gard electric afară. Da, 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 da. Da, aici e altă treabă. Am o să-ți prezint niște epe care majoritatea sunt producție micleadoră. Înțeles. Adică sunt născute la mine și montate epele cu armăsarii cei după ideile mele. Aici vezi munca mea. Munca de jumătate de viață, da? E mulța, da. Așa. Epele mici gestante, o singură iapă vengolă, restul de epele gestante. Am mai și dat ceva din ele, domnul Cristine. Asta cine a aruncat aici chestia asta? Eu. E bun așa, se întărește pământul, știi? Da. A? Atât fuge și era un șans mare, dar am nu trecut jeepul pe sel, că vreau să tremâne cu tractorul, că n-aș vrea să fac o pană. Că se poate întâmpla, știi? Păi nu decât, eu n-am, mai e o cuie, o faianță, ceva și stai rotat. Dar după ce trece tractorul, nu mai are nimic. Că se îngroapă, se acoperă și se întărește. Da. Așa, domnul Dorel, ce număr de e pe aia acum? 18 epe mame am, dintre care 17 gestante și una ba. Am mai vândut ele, chiar acum i-am dat o mânză foarte frumoasă la domnul Dan de la Fânațile Clujului. Așa. Foarte frumoasă. La domnul Dan, are ce are și oile. Da, exact, i-am dat o mânză foarte, foarte frumoasă la băiatul. Și dintr-o apă foarte grea. Ia pe breton și într-un armăsar de la domnul Iuțescu. Înțeles. Alb cu negru și cu roșu, tricolori, miza. Mai vânz de grea, dar... Aha. Și, cum ți-am zis, din ea pe am mai și dat ceva din ele. Că, domnul Cristin, eu lucrez mai pe multe planuri. Da, ce să facem? I-am mai băgat bani de pe ea și pe construcții, am mai... Nu, vezi tu că trebuie bani, domnul Cristin. Da, da. Și oricum, iarna ai greu de ținut, că tu m-ai întrebat ce număr de iepe am, dar păi mai am și mânci, mai am. Mi-am văzut și la Mădălina aia pe desportalul, că ți-am zis că te dau menința. Mânze de anul trecut n-am lăsat numai două, Cristina. Anul ăsta o să am foarte mulți mânci, apoi nu știu. Sau ar trebui, dacă Dumnezeu ne ține și e bun. Greu accesibil aici la tine, Dorele. Aici dacă, la tine, dacă aici la tine, dacă îi dacă nu-i marca echipa, dacă plouă, mașina de off-road n-are rost să vii aici. Da, da, dacă plouă, e jale. E jale, nu vine nicio mașină care nu e echipată de off-road aici. A? Am făcut o încercare cu domnul Cristi Crăcanu, cu domnul și? Doctor Mirac. Are și el jeep, așa-i? Păi are, da, nu. Domnul doctor are o mașină adevărată, dar degeaba, că dacă nu ne ocupă, că e echipată, eu fără n-are ce conține. Și ați verificat treaba asta? Da, era să-i pică-mă părău, eu de frică m-am dus acasă. Nu că mi-a fost, mi-a frică că pică părău. Eu n-am vrut să-i văd mașina lui distrusă. Am înțeles. E, da, cu acordul lui, el ce-o zis, bă, mere? El a vrut, a zis că cum, adică mașina mea mere și a lui. Nu ai să mere, Cristi. Apoi am mers. Treabă bună. Eu când am văzut-o, Cristi, că tot spre părău mere, tot spre părău mere mașina. Eu m-am dat jos din ea. Da, și în timp ce stătea pe loc, merea?
Păi cum încerca să o miște, cum era ăla din Palomenjul? Să nu ți-am arătat jos, dar eu chiar să stau să răstorne mașina. Și eu l-am și rugat frumos să nu merim, nu că eu merim. Dar eu știu că nu vine ceclis, zice că nimaule să bagă un jumătate de metru mașina pe unde. Și ce să spun, că am băgat aici la cărămidă și pietri și molos. Și tot greu, a? De exemplu, casa lui Cristi aproape tot am băgat aici, vreo 20 ceva de mașini. Și-a făcut domnul Cristi casă în Florești. Da, uite, de că aici e pădru, toată casa e băgată. Dar deja, bacă, să lase pământul mole, ce Cristi. Da. Acum, atât e bun, știi, că jeepul e prin ruțile. Dar dacă nu e echipa, n-are rost.